Merge treaba? Puh. Tot cu Andy. Tot salut, tot de COVID, de altă mașină, noi le filmăm episoadele astea unul după altul, dar probabil voi o să le vedeți în timp diferit și na, trebuie să facem prezentarea. Omul mai are la noi prezentat un R6 pe canal, dacă n-ați văzut episodul, puteți să vă întoarceți puțin în timp să vedeți R6-le lui. Și avem acest 190, care nu este un 190 ca toate 190-urile, ca da, să zicem așa, așa cum e, le știe lumea pe stradă. Este un 190 mai special și o să-l las pe el să ne povestească de ce e mai special și cum s-a întâmplat întâmplarea să devină posesor de 190. Deci, după cum ai zis la început, a fost mașina visurilor mele din copilărie. Aveai tu jucării. Exact. 190, da. Am mai văzut prin filme, după aia a apărut în taxi, chestii de genul ăsta. Ok, da, bun. Am cumpărat, e un 190 2.3 16 valve, motorul este modificat de Cosworth. Ok. Toată lumea știe că Cosworth a făcut motoare doar pentru Ford, dar nu e așa. Cosworth, cum Cosworth, zic băieții. Exact, da. Mai sunt versiuni de 2.5 tot 16 valve, dar ăla este motor făcut strict de Mercedes, doar asta okay, este Cosworth. Ok. Ea a fost mașină de DTM la bază. Ok. Mașină pe care a început Senna raliurile. Da, sunt niște clipuri pe YouTube exact, cu multe 190-uri cu exact. Eu am trebuit să le facă de stradă ca să poată să participe, să le omologheze, da, la curse, da, corect. Așa, am găsit-o în Germania la un preț foarte bun. Mașina o avea cineva care habar n-avea ce mașină e. A avut un mic accident în față, i-au schimbat radiatorul. Un radiator de Cosworth costă vreo 1200 de euro. I-au pus un radiator de un nou diesel și s-a făcut motorul praf. Mașina s-a vândut, când venea, n-a venit, mergea în două pistoane, era destul de ruginită, pe la praguri, pe la uși. Eu când am văzut-o, pentru mine a fost foarte bună, că era completă. Ok. Avea toate pragurile, ornamentele, interiorul foarte bun. Aveai experiență cu restaurări de mașini? Mai făcusei până nu, acum? E prima, nu, e prima, prima pe care am okay, făcut-o, dar am colaborat cu cei care mi-au făcut mașinile și mi-au zis, bă, important să fie completă. Ok. La mașinile care sunt rare, starea contează un pic mai puțin, știi? Okay. Dacă ai norocul să o găsești bună, e norocul tău. Da. Am găsit-o în țară, mașina într-adevăr mergea foarte rău, cred că mergea în două pistoane. În fine, am matriculat-o, ne-am apucat de ea. Mașina e istorică? Da, istoric, e din 85. Okay. A fost primul model de Cosworth, cea mai puternică variantă are 185 de cai. Are următoarele ceva, au 178 și 175, din câte știu eu. Cutia e cutia aceea ciudată, cutia jos, de care multă lume nu știe. Multă lume nu știe pentru că, na, li se pare un pic aiurea, oamenii foloseau și știi că și ursul are M3, același lucru, M3-ul, pentru că la curse se folosea foarte mult treapta 2 și 3 și da, ți era mult mai practic o folosești da, doar să pleci de pe loc. Ți-e mult mai convenabil așa, e mult da, mai exact. E o cutie racing de rally. Da, mai da, exact. Da, da. Am adus mașina, am stabilit de comun acord cu cei care au restaurat-o, cei de la Maxi Paint, că o facem absolut tot cap, coadă, șurub cu șurub. Ok. Am desfăcut-o cu totul și a început distracția. Distracția. Problema e că e un Cosworth, nu e un 190, adică e un 190 în grupe 201, dar piesele diferă absolut toate, să zic, nu chiar toate, dar în mare parte. Parbrizul nu e la fel, la motor nu mai bine, nu mai intră în discuție că e totul diferit. E totul diferit, dar asta mă, asta mă, m-a surprins și pe mine, că mi-ai spus că parbrizul nu se potrivește nu de la 190. Nu, nu merge, ia. Nu știam. Nici eu n-am știut că am 190, că era mai tu care aveai experiența bărilor, bărilor zi, stabilizatoare de la RS, care la da, iau eu de așa, deci tu zis, au mers, ai zis ce 190, 100% merge. Da, n-au mers, bineînțeles. Am fost și după dacă vrea cineva un parbriz de 190, are Andy pe stoc. Mă, am mers, l-am dat înapoi, am avut noroc că l-au primit înapoi. Și am început să căutăm tot felul de piese la el. Radiator am căutat, am găsit pe urmă, l-am schimbat. Motorul a fost desfăcut complet, a fost făcut de la zero. Norocul nostru a fost că mașina a avut radiatorul, s-a stricat destul de repede și a oprit-o, n-a mai mers cu ea așa, nu a prăjit okay, motorul de tot, a fost ok. Okay. Am început să căutăm piese, cutia a fost ok. Bun. Iar o cutie foarte rară care o se găsește. Și scumpă, da, zi, am găsit-o și o cutie, am una de rezervă. Bun. Am găsit-o la Cluj pe OLX, am dat 400 de lei pe ea. Deci are Andy pe o cutie, dacă vrei. În Germania e vreo 2000 de euro. Da, se mai întâmplă, mă, da, mai sunt și cazuri de-astea. Dar trebuie să stai mult pe internet, cum spuneai tu. Eu exact, intru pe mobile, chit că vreau să cumpăr, chit că nu vreau să cumpăr. Intru acolo și mă uit. E ca un fel de Instagram. E ca un fel de Instagram, cum sunt și oameni care stau pe OLX da, da, și caut da, anunțuri cu genți și așa tot mai departe, de tot felul de descrieri greșite ca să găsească niște lucruri rare. Da. Da. Așa, bun, mașina am vrut să o restaurez cât mai mult, să fie cât mai originală, dar cu mici detalii de ale mele, oarecum. Ok.
suspensia aia de fabrică avea o suspensie pe hidraulică pe ulei, destul de complicat de reparat acum. Okay. Adică avea o suspensie reglabilă din fabrică, spui. Da. Costisitor de reparat și destul de problematic acum. Știu, am și eu la Toyota, am renunțat. Am renunțat la foarte greu. Dat-o jos, am luat suspensie full HR, arcuri amortizoare sport, a coborât un pic mai jos față de fabrică. Okay. Jantele sunt dezvoltate din cele originale de Cosworth, dar sunt modulare. Da. Ea venea cu jante pe 16, astea sunt 17. Ai pus step-up lip din ăla, da, nu? Da, exact. Okay. E miezul de 15, s-au fost făcute 17. Da. Le-am comandat din Polonia... Buzele. Nu, janta completă. A, ok, da, sunt. Unii da. Care fac acolo, da, când au ajuns, da, erau custom. În ultimul hal. Una, cea de pe spate, era o buză, era dreaptă, erau lipite ca dracu. În fine, am niște băieți aici la Miercurea, la Sfântul Gheorghe, care sunt super ok și mi le-au refăcut cu totul. Am schimbat oalele intrare, că nu intrau pe fază de amortizor. Uh-huh. În fine, le-am reușit până la urmă, le-am pus pe mașină. Și cea mai mare problemă a fost de aia la interior. Mașina are interiorul full piele, fețele de uși tot de piele, ceea ce sunt, nu, rare, extrem de rare. Okay. Ele sunt făcute dintr-un carton presat, care de la timp, de la soare, se deformează, iese de sub ușă și aveam o problemă la una din ele, nu găseam doar pe spate, mi-ntreau pe față. Am căutat, nu am auzit la Sibiu, la cineva, să iau plafonul de la mașină, avea un plafon nou prin garaj și am intrat în garaj și am văzut fețele de uși. Nu se poate așa ceva, zic, vrei să le vinzi? Domnule, le ține aici de mult, le dau, zic, cât vrei să n-ai pe ele? Zic, în capul meu, zic, domnule, dacă ceri 1000 de euro, acum e dau, bine, să bine, le iau. Da, știu. Doamne, dă-mi 100 de euro pe ele și zic, hai, fie. Da, nu trebuie niciodată să, știu, da, să le spui oamenilor prețul și așa mai departe. Asta, corect, e, asta acum, e avantajul oamenilor care știu. Negustor, frate, ce să facem? Bineînțeles. Le-am luat pe ele, am montat pe mașină, am terminat tot de pus pe ea. Am observat din întâmplare că mașina avea opțiune de fabrică foarte rare, sistemul de sonorizare cu boxe pe ușe din față. Ok. Ceea ce pe 190 e rar, am mai văzut doar una singură până acum. Am căutat ornamentele care vin prinse pe ușă, unde vin puse boxele, nu găsești nicăieri, absolut nicăieri. Am avut unul pe mașină, celălalt era rupt, după ăla l-am făcut printat 3D, că există varianta acum. Da. L-am printat, le-am pus și pe alea pe ușă, am făcut mașina, s-a terminat mașina de restaurat. Zic, hai să vedem dacă plecă cu ea la vortă, zic. Ok. Au terminat mașina, zic, băi, nu pleca cu mașina, că a fost desfăcută complet, mergi, fost tu 200 km cu ea, fă ceva. Normal. M-am plimbat un pic cu ea prin oraș, bineînțeles, a început să curgă apă de la radiator, de la ăstea, am refăcut tot, zic, băi, eu mâine trebuie să plec la vortă, zic. Am plecat cu ea acolo și am făcut cu ea 1500 km, mașina n-a avut nicio urmă, merge perfect de atunci. Bun. Aia mai curs un pic de ele, mai schimbat o garnitură, mai... Na. Mici chestii, bineînțeles, da. Că e și ea. Mașina ca și dotări la anii ei e full. Deci... E full de full. Sau extra full. Și e full cu piele, nu fără. Ok. Așa, la vremea aceea înseamnă full. Are trapă, are încălzire în scaunele din față. Bun. Geamuri electrice față-spate. Sistemul ăsta de sonorizare care e rar. Scaune electrice pe față, inclusiv tetierele. Mam. Da, rară chestie. Hei, din ce an e mașina? 85. Mamă, scaunele Recaro, individuale față-spate, ea are 4 locuri mașina. Bancheta e cu 2 locuri individuale spate. Okay. Are lichid de parbriz încălzit. Bun, pachet de iarnă. Pachet da, de iarnă, pachet da? De iarnă pe mașina sport. Tare, tare. N-are ștergătoare la farul, știi? Mai trebuia și n-a aia. Avut, doar din 87 s-au pus. Am vrut să le pun, dar zic, bă, nu-i din anul ăla, nu prea merge. Nu, nu, n-are rost, dacă n-a avut mașina, na. Eu sunt mega impresionat de aia, adică m-am dat cu ea pe circuit și m-a lăsat mai impresionat decât m-a lăsat TR6-le. Uh-huh. Ea, pentru aia a fost făcută, știi? Știi că și M3-ul nu dezvoltă niște puteri fantastice, ursul, știi? Clar, nu! Dar pe circuit mașina e foarte bine echilibrată și 190-ul a fost rivalul lui. Da, s-a bătut capul moarte, ca să zic așa, deci clar. Clar și mașina trebuie să se apropie sau poate să și bată M3-ul la performanțe, știi? Deci ea trebuie să fie acolo. Clar, normal. Clar ele merge bine pe circuit. Când au început motor aspirat, răspunde altfel la accelerație. Merge multe ture, e fantastic, mă. Eu sunt foarte, foarte mulțumit de ea și e fiind și prima mașină pe care am restaurat-o, mi-ar fi cel mai greu să mă despar de asta. De restul n-am o problemă de R6.
băieții la Vortărzei când au văzut mașina asta. Deci eu am rămas șocat că am fost cu amândouă, cu R6-le și cu asta. R6-le mergea în față, atunci am condus doar eu asta, că na, era nouă și... Da. Da, să nu fie vreo problemă și toată lumea se uita numai la asta, așa să nu mai băga nimeni în seamă, zic, bă, nu e regulă. Tu ai fi gândit, bă, mă știu ăștia de pe Instagram, pe mine. Da, pe mine mă caută. Și am văzut ideea că mulți m-au oprit pe stradă în ideea care sunt multe așa făcute, dar n-au motorul, știi? Da. M-a oprit un austriac jet by jet, zice, domne, e costor? Zic, e. Domne, nu te cred. Îmi zic, că hai să-ți arăt la motor. Noi am avut și eu una și am văzut acum 10 ani și așa, mă pare. Da, știu, toți au aceeași poveste. Da. Domne, am avut și eu. Ce? Da, am avut. Vino cu 100 de mii, încoace și vorbim altfel. Nu, nu, se dă. Bine, ce e problema aici, nebun? Orice de vânzare. Bineînțeles, orice are prețul lui. Da. Nu există, nu se vinde aici, nebun. E vorba doar de sumă. Da, acolo e altă cultură cu mașinile vechi, ei sunt pasionați de mult. Sunt pic mai altfel, într-adevăr. Altfel oamenii, le-am explicat eu cum e cu Vortărzeu, în sfârșit. Erau alte lucruri pe vremuri acolo la Vortărzeu, nu erau lucrurile de acum. Da, se schimbă lumea, alte generații, de-aia filmăm și cu Ferrari-ul. Sunt alte generații, efectiv. Cum ți s-a părut procesul de restaurare al unei mașini pentru tine? Lung. Lung. Rău. Cât a durat? Un an și două luni. Un an și două luni. Eu mă așteptam undeva la 6 luni să fie gata mașina, dar n-a fost așa. N-a fost pentru așa. Că te lovești niște chestii neașteptate, piese pe care nu le găsești și trebuie să stai după ele. Am avut o problemă din cauza la radiatorul ăla de pus de cine nu trebuie, unde nu trebuie. S-a stricat carcasa de la pompa de apă, nelivrabilă nicăieri. Ca să cumperi o pompă de apă, trebuie să cumperi cu tot un motor de crossover, care e vreo 8.000, 10.000, depinde de motor. Am stat și am căutat, cred că 3 luni, și am găsit o nouă pe un site din Suedia, scris în suedeză, dar am văzut forma. Am avut un prieten care stătea acolo, s-a dus doar la ușă și a cumpărat-o și mi-a trimis-o. Dar a durat 3 luni până a venit piesa aia. Da, și asta că ai avut noroc. Știi exact ce povestea și tragi, că de samurai, cu piesele rare, găsite pe niște magazine, de niște țări, da, da, de, i-a zis lui ăla, dăm carburatorul, ești sigur că vrei piesa asta, ești că eu am acolo, dar nu vrea nimeni, o vreau eu. Știi, adică, da, se întâmplă. Da, și altă treabă ce am avut, am comandat kitul de ambreiaj nou, l-am comandat ce se fabrică acum, băi, că l-am văzut, nu prea îmi părea mie așa de mașina asta, rulmentul cu plastic, cu chestii de-astea, hai să căutăm altul. Și am găsit unul original de pe ea, tot la Cluj, pe OLX. Îl aveam într-un stoc comandat pentru 192.3, în 96 a fost comandat. Și a venit pentru 2.3.16 valve, care e total diferit, fiind și altă cutie. Și aia e, piesa greșită a rămas pe stoc. 350 de lei pe el. Da. De-aia se și scumpesc mașinile astea, pentru că devine foarte greu să le recondiționezi, să le pui pe stradă, să mergi cu ele. Îmi spunea cineva, chiar în live-ul de dimineață, spunea, dom'le, eu am un prieten care vrea să meargă cu o mașină de asta retro zi de zi. Uh-huh. Zi de zi, vrea să o folosească daily. Și am zis, dacă îl ține buzunarul, poate să folosească daily, normal, poate să meargă și iarna, spune cauciucuri de iarnă, să nu e problemă, că mașina merge cum mergea în anii respectivi. Poate mai bine decât asta de acum. Da, poate mai bine decât asta de acum, ca și fiabilitate, să zicem, dar te costă foarte mult și hai să zicem că nu mai e problema de bani. Că da, nu le găsești. Plătesc, dar nu găsesc, dar n-am de unde să cumpăr. Exemplu, ce faci, cumperi mașini cu totul? Nu e chiar așa. Eu pentru asta mai cumpărat încă două mașini, încă două 190. Uite, vezi ce vorbeam. Unul pentru chiedere, că avea chiedele impecabile și la mine un chieder de ușă e 20 de milioane mai pe față. Unu. No. 20, încă 20 de milioane. Da. Și am dat pe mașină 1000 de lei. Corect. Și avea chiedele impecabile. Alta mai cumpărat-o pentru aripile față și uși, că erau ruginite și ei, bă, decât să le repar, mai bine le schimb. Corect. O aripă de Cosworth, cum e asta, costă vreo 900 și ceva de euro, 1000 de euro aripa. 9. Ok. Diferența între aripa asta și aia de 190 e că are găurile astea de aici unde vin overfendele. Pe care le poți da tu, adică nu e chiar. Am cumpărat aripi de 190 normale și am dat găurile noi. E aceeași aripă, aceeași material, aceeași chestie, doar că e altă serie. Corect. Tot așa, una din mașinile pe care le-am cumpărat avea chiederul nou la trapă, l-am schimbat și pe ăla pentru că nu găsesc să cumpăr chiederi de trapă, doar cu trapă întreagă, care are o grămadă de nebunii. Da, sunt multe piese care nu se livrează descompuse. Da, exact. Bine, se livrau la momentul ăsta, acum le mai găsești. Te obligă. Oglinzile la fel, iar e greu de găsit. Că... Are o oglindă mică și o oglindă mare. Da, asta de pe dreapta electrică, aia de pe stânga nu. Păi... La aia din dreapta n-ajungeai să ți-o reglezi, dar pe stânga puteai, suntem oameni, adică așa s-a gândit Mercedes. Băi, punem doar pe dreapta. Astea nu-s la fel că alea de 190 normal. Nu pot să cred. Da, nu se potrivește prinderea la oglindă, e altfel. Trebuie să fie neapărat din 85.
care au schimbat prinderea în 86. Pe stânga tija de reglaj e mai scurtă pe ăla de 86 și 87 și nu poți să-ți dai oglinda aproape de mașină, că strici, am stricat trei oglinzi până am dat seama lui la fel. Da, tot felul de lucruri pe care n-ai cum să le știi decât dacă îți bagi nasul efectiv să reconstruiești o mașină de genul ăsta, pentru că e, mă, nu știu, adică la motor a fost dat jos tot, că a admiat fiecare piesă, fiecare șurub, le-am văzut. De cât timp ai recondiționat-o? Are 3 ani, 2 ani. 2 ani, să zicem. Acum am venit cu ea, am fost plecat în Austria, Cehia, Polonia, am făcut 3000 de km pe stradă. Am dus-o pe platformă până în Austria împreună cu RS-ul. Da. Prefer să le duc așa din pricina drumului de la noi, că e bucata aia lipsă de autostradă între Lugoj acolo. E, o să se facă, o să scăpăm de problemele astea în câțiva ani, sper eu. Adică... Și a fost cum a fost treaba cu COVID-ul și cu ăstea, vamă, te mai lovești de un austriac, de un ungur care se apucă, domne, că e janta mai mare, că ăla se aude prea tare și așa prefer minunat și în Austria, mă dau cu ele pe acolo și pe aia trimit înapoi pe platformă. Păi da, e mai simplu din toate punctele de vedere, da. Prii să nu-ți mai sparg un geam. Corect. Benzină, da, alea, ajungi cam tot pe acolo. Da, mulțumesc, domnule, figur că-ți duci mașină pe platformă. Da, știu. Oamenii sunt liberi să creadă ce vor. Da, exact. Nu e. Din punctul meu de vedere e mai ieftin și psihic, știi? Da. Păi stresul e... Da. Mi-ajunge mașină acolo, mă sui, ne-amă, dau liniștit. Corect. Mai ales că dacă, Doamne ferește, nu știu, se întâmplă ceva, vine unul, ți-a actele, că n-ai roți, omologate, o pun pe platformă, o duc acasă. Da, acolo e foarte complicată chestia cu poliția. Oamenii nu acceptă că acolo e un eveniment cu mașini modificate și tot ce nu este așa cum trebuie să fie, nu te înțelegi cu ei. Se violează în toate orificiile existente. În fiecare am luat amendă, deci n-am scăpat niciodată, aia să fie clar. Da, ce amenzi ai luat? Pentru ce? Ultima oară am luat acum 220 de euro pentru evacuarea de la R6 că se aude prea tare. Ne-a scos din mașină, ne-a pus pe capotă de alea, zici că am omorât pe cineva. Era R6 și era dubios că e mașina scumpă. Da, era singură. Dacă ești cu 190, zice că na, ești mai amărâțel așa, nu umbli cu stupefiante, nu ai ceasuri scumpe, nu telefoane și așa mai departe. Dar la mașinile scumpe, da, oamenii... Da. Pentru că ai văzut ce se întâmplă dacă te duci în Germania sau Austria și scoți o hârtie de 500 de euro. Oh, oh. Poliția, sniper, vine elicopterul, mamă, 500 de euro, n-am mai văzut să mă arăt. Niște săraci, cu alte cuvinte. Noi avem de la 500, ei n-au. Avem bani aici... Fraierilor. Da, asta este viața. Îți mulțumesc iarăși că ți-ai făcut timp și pentru asta. O să mergem, o să vedeți și material Q&A în care îi punem întrebările voastre puse pe Instagram în timp ce filmăm. Noi punem pe Instagram acolo o poză cu mașina și așteptăm întrebările voastre pertinente și fără glume de 14 ani. Vă mulțumesc frumos. În sfârșit, mesajul ăsta o să ajungă probabil când mai filmăm unei 7-8 episoade la oameni, dar nu contează. Încerc să triez mesajele și să îi pun doar întrebările care sunt cât de cât ok sau hai să zicem și cu un iz de umor. Vom mai vorbi și despre 190, de R6 n-are rost să discut că e alt episod. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă vi s-a părut util, mie mi s-a părut util că m-am întâlnit cu omul, că uite, am aflat că bările stabilizatoare la R6 se potrivește pe R6 și că parbrizul la 190 nu e același lucru cu parbrizul de la 190-23 Cosworth. Nici oglinzile și nici multe alte elemente din interior. Dacă vi s-a părut și vouă util sau amuzant sau că am stat aici chircit pe scaun că ne-a pus Marius la umbră, ce frig, sunt 10 grade în Brașov, dați like sau dislike să vedem și noi cum stăm. Iar dacă aveți mai multe de spus, coment acolo că eu vă răspund. Intru și vă răspund, fără probleme. Poate intră și Andy, nu se știe niciodată.